prieteni, bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală cu rubrica de gramatică de la Brașov TV, găzduiți de prietenii noștri de la Bibliotec Pub într-o atmosferă foarte plăcută. Încercăm și astăzi să aflăm împreună cum trebuie să scriem și să vorbim corect din punct de vedere gramatical. De multe ori avem probleme atunci când folosim același cuvânt, dar pe care trebuie să-l scriem în mod diferit. Astăzi ne referim la cuvântul de mult, vedem în ce context și în ce situații se scrie el dezlegat și când se scrie legat. În primul rând, hai să aflăm ce ne-au răspuns brașovenii. Prima. Prima cu? Legat. Legat. Și la a doua variantă, spune-mi, te rog frumos, nu ne-am mai văzut de mult dezlegat sau nu ne-am mai văzut de mult legat? Dezlegat. Aici scrie dezlegat, nu? Deci de mult dezlegat. Dezlegat. De mult legat. Cum e? Aici sus e dezlegat. De mult cu scris legat sau scris dezlegat? După dumneavoastră. Nu, tot legat. De mult, da. Da, tot legat. Deci legat, de mult. Da, da. Scriem corect cuvântul de mult legat în următoarele contexte. De mult era un împărat care avea trei fiice. Sau, mai de mult, lupta se purta cu pietre. Întotdeauna vom scrie dezlegat cuvântul de mult în următoarele fraze. N-am mai mâncat ciocolată de mult. Sau, de mult n-am mai jucat acest joc. Întotdeauna, când ne propunem să scriem corect un anumit cuvânt, este foarte important să știm, în primul rând, de ce semnifică acesta. Astfel, de mult, scris legat, este un adverb cu sensul de odinioară, cu mult timp înainte, de multă vreme, cândva. Și întotdeauna trebuie să știm că răspunde la întrebarea când. De asemenea, de mult, scris dezlegat, este o locuțiune adverbială alcătuită din prepoziția de și adverbul mult, cu sensul de mult timp, de multă vreme, de vreme îndelungată și întotdeauna trebuie să știm că răspunde la întrebarea de când. De mult, teritoriul țării noastre era locuit. Da, de mult și cum se scrie? Legat? Legat, legat, da. Legat. Păi cred că tot dezlegat, nu știu, de mult. Nu am mai văzut de mult. De mult. Da, că poți să spui de mult timp. Păi da. Un indiciu că trebuie să scriem de mult dezlegat este posibilitatea de a introduce cuvântul timp după locuțiune. Când expresia se scrie dezlegat, adjectivul mult se acordă cu substantivul pe care îl urmează. Exemplu, n-a mai fost de multe zile la școală. Deocamdată asta a fost tot pentru astăzi, prieteni, la rubrica de gramatică de la Brașov TV. Sper că de acum încolo vom ști împreună întotdeauna când trebuie să scriem legat și când este important să scriem dezlegat cuvântul de mult. În cazul în care aveți sugestii, ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook Știrile Brașov TV sau brașovtv.com, iar rubrica noastră de gramatică o găsiți înregistrată în fiecare joi seara pe site-ul nostru www.brașovtv.com. Până data viitoare, toate cele bune! De gramatică a fost realizată cu sprijinul RS Activ, lider în echipamente de construcții.